Spitalul Oroșenesc din Strehaia, mai aproape de nevoile mehedințenilor. Lucrările de reabilitare a clădirii fostului spital sunt în plină desfășurare. După finalizare, 45.000 de mehedințeni beneficiari vor avea șansa la un sistem de sănătate eficient și performant. Încercăm în acești ani să facem în județul Mehedinț pentru toate unitățile spitalicești ale județului ceea ce nu s-a făcut de la Revoluție încoace. Și am în vedere, pe de o parte, investițiile majore pe care le facem la Spitalul Județean de Urgență Dobeta Tunu Severin, dar în același timp și investițiile care se fac la cele două spitale din Strehaia și din Vânjumare, care au fost închise de guvernul PDL, actualii liberali de astăzi, în anul 2011, și în investiția care se face acum și unde suntem, de fapt, constând în policlinica din orașul Strehaia. Este o contribuție substanțială a Consiliului Județean Mehedinț la reabilitarea acestei policlinici, pentru că așa era normal, în condițiile în care primarul Ioan Giura, primarul orașului Strehaia, a făcut demersul la Ministerul Dezvoltării în timpul guvernării PSD pentru a obține fonduri pentru reabilitarea și redeschiderea Spitalului Orășenesc Strehaia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, așa era normal ca și Consiliul Județean Mehedinți să vină în sprijinul comunității din Strehaia și din comunele limitrofe pentru a moderniza această policlinică. Este vizibil că se lucrează într-un ritm destul de susținut și la această policlinică și la spital avem convingerea că undeva pe la jumătatea anului viitor sau a doua jumătate a anului viitor ambele construcții vor fi complet reabilitate. Medicii sunt încântați de redeschiderea spitalului și și-au manifestat dorința de a sprijini inițiativa primarului Ion Giura și a președintelui Consiliului Județean Mehedinț Aladin Georgescu. Aceștia își doresc să ajute locuitorii din Strehaia, dar și din comunele limitrofe, oferind servicii medicale de înaltă calitate cetățenilor din această zonă. Clădirile astea, când vor fi gata, ca să devină funcționale, au nevoie de medici, în primul rând. Că asistenți medicali se vor găsi, infirmiere la fel. Ce faceți de medici? Partea cu medici a început deja să fie rezolvată. Spitalul orașului Strehaia are deja 4 medici care funcționează. E adevărat, în perioada de pandemie au fost detașați către Spitalul Județean, fiind nevoie în această perioadă acolo, dar avem 2 medici interniști, medici tineri, care deja au venit, sunt angajați la Spitalul Orășenesc Strehaia, avem medic specialist obstetrică ginecologie, avem medic chirurg, avem medic pneumolog, acești medici deja au venit și noi suntem convinși că anul viitor, când vom finaliza lucrările, o să vină și alți medici și se va întregi necesarul de personal medical specializat. Lucrările avansează într-un ritm alert, iar rezultatele se văd. Primarul localității Strehaia, Ioan Giura, este încântat de această investiție, fiind omul faptelor bune pentru locuitorii orașului. Este vorba de cea mai importantă investiție a orașului Strehaia din ultimii mulți ani. E importantă, pe de o parte, pentru că este o investiție în sistemul de sănătate și vine cumva în sprijinul nevoii medicale a cetățenilor din Strehaia, din localitățile componente ale UAT Strehaia, dar și locuitorii comunelor din zona Strehaia. E important, având în vedere anvergura financiară a lucrărilor, e vorba de o investiție totală de peste 4 milioane de euro, fonduri, pe de o parte, atrase în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru reabilitarea Spitalului Orășenesc Strehaia, fonduri de la bugetul local pentru asigurarea componentei de cofinanțare și pentru Policlinica Orașului Strehaia fonduri ale Consiliului Județean, policlinica care se reabilitează în exclusivitate prin finanțarea a Consiliului Județean. Este importantă această investiție și pentru că atunci când vor fi finalizate lucrările, proiectate a fi finalizate în a doua jumătate a anului viitor, în localitatea Strehaia, cetățenii se vor putea bucura de un sistem medical care va lucra oarecum integrat, ambulatoriu și spitalizare continuă și va acoperi nevoia de sănătate a fiecărui locuitor. Județul Mehedinț este un șantier în lucru, investițiile fiind direcționate către toate domeniile, iar cetățenii județului nostru vor beneficia de condiții mai bune de viață. Deci, cu siguranță putem spune că Mehedințul este pe drumul cel bun.